Un membru al Partidului Acțiune și Solidaritate urmează a fi exclus din formațiune după ce în spațiul virtual a apărut un video în care un bărbat distruge bunurile unui local și îi agresează petrecători. Este vorba de Valentin Rangu, șeful organizației locale Gotești Cantemira al Partidului Acțiune și Solidaritate. Rangu a refuzat să discute cu reporterul Jurnal TV. Poliția din Cantemir afirmă că examinează cazul reflectat în video. Imaginile video sunt comentate de către o locuitoare a satului Gotești. Aceasta scrie că se întorc anii 90. Președintele PAS din satul Gotești, raionul Cantemir, el și consilier raional și local, bate cumpărătorii și insistă să vină la magazinul lui în persoana Valentin Rangu, scrie autoarea filmulețului publicat pe Facebook. Pentru a afla și opinia lui Valentin Rangu, l-am sunat, dar el a închis imediat ce a înțeles că suntem de la Jurnal TV. Purtătorul de cuvânt a Partidului Acțiune și Solidaritate, Adriana Vlas, ne-a declarat că Valentin Rangu urmează să fie exclus din formațiune. Potrivit ofițerului de presă al Inspectoratului de Poliție Cantemir, oamenii legii s-au autosesizat în baza imaginilor publicate pe Facebook. La data de 22 iunie, poliția din Cantemir s-a autosesizat pe marginea unui caz, în urma unor filmulețe video distribuite în mediul online, în care un bărbat ar fi săvârșit careva acțiuni huliganice. Poliția urmează să stabilească toate circumstanțele, a precizat Cristina Ciobanu.